că o astfel de situație ați descoperit-o în sectorul 1, de pildă. Ce ați spus că este clădirea respectivă, grădiniță sau ce? Spital. Maternitate. Maternitate. Spital, maternitate. În primul rând, închisă și mutat personalul, pacienții de acolo de urgență, pusă în siguranță clădirea respectivă, găsit, pentru că primăria are astfel de posibilități să găsească o altă clădire, să o pună la dispoziție. Și părerea mea este că niciodată ca primar în funcție, că am avut două mandate, sau atunci când te afli într-o astfel de poziție de conducere, nu ai altă treabă de făcut decât să fii informat, să mergi pe teren, să vizitezi școli, spitale pe care le ai, maternități dacă le ai în administrare. Lucrurile astea se văd din timp. Numai că sunt și funcționari care, eventual, dacă nu-l agrează pe primar, lasă, domne, că nu-l informăm, să cadă și peretele, să cadă și maternitatea și o să-i cadă lui în cap. Bun, ce ați face, foarte pe scurt, la liniuță, așa, primele trei lucruri pe care le-ați face după validarea mandatului? Primul lucru pe care l-aș face ar fi... Cel mai important proiect este asta cu drogurile, cu centrul de reabilitare și de reintegrare a tinerilor. Suntem într-o situație de neimaginat. Toți avem copii și faptul că a fost redusă paza în jurul școlilor, în interiorul curților, cu 70% și dealerii își fac de cap pe acolo, eu ca primar, primul lucru pe care l-aș face, aș lua toată poliția locală, după ce ar pleca cei care sunt corupți pe acolo și i-ați văzut pe la televizor, și aș pune să patruleze non-stop 24 de ore în 24, ca să izolăm puțin zona școlilor. Dar vreau să-l trec și pe Mircea și pe dumneavoastră un lucru esențial. Sunteți pregătiți, pentru că va fi vot duminică, să nu vă facă cu sacii? Asta vreau, exact asta vreau să întreb și eu. S-a întâmplat în urmă cu 4 ani și nici până astăzi, în instanță, nu s-a închis treaba cu un verdict. Indiferent care. Indiferent care, da, da. Sau nu, a fost, Asta vreau și eu să vă întreb, dacă aveți, după ce se închide votul, dacă aveți oameni care să stea la numărătoare, indiferent de cum o să arate exit poll-urile, și dacă aveți oameni care să stea la numărătoare până să termine numărătoarea. Domnul Badea, noi avem. Sigur, suntem Partidul Umanist Social Liberal, nu suntem un partid mare. Reprezentanți nenumărați au cele două partide, PSD și PNL. Sigur, acum noi mizăm și pe ideea că ceilalți reprezentanți dinspre forța Partidului de Dreapta sau ce... Alianța Dreapta Unită. Cea care o susține pe doamna primar. Alianța, da, Dreapta Unită. Să se controleze între ei, să se verifice cumva, bănuindu-se că s-ar fura între ei și astfel să nu fim furați și noi. Este regretabil că vorbim despre furt la rezultatul votului, dar nu avem cum să nu vorbim atâta timp cât ați dat exemplu. S-a încheiat, atenție, în 4 ani de zile nu avem un verdict. Cu imagini clare, cu lucruri, da. Sigur, îmi exprim speranța că cei care sunt în secțiile de votare își vor face treaba, că STS-ul... Pentru că la legile trecute, indiferent de saci și manevre și ce am văzut, indiferent de aia, e clar că, nu știu, oamenii PSD-ului sau de unde era contracandidatul, au plecat, de n-au stat. Așa e. Au văzut exit poll-ul și au plecat. Din punctul ăsta de vedere, pot să vă confirm că am vorbit cu ai noștri, cu cei pe care îi avem în secții. Nu părăsiți secția de vot până când nu se încheie procesul verbal. Ați făcut o poză, care are dreptul să facă, și transmiteți la noi, la sediul partidului, ca să putem să facem o numărătoare paralelă. Bun, aveți această chestiune, da, pusă la punct. Da. De ce vă temeți cel mai mult? De absenteism. Mă tem că oamenii... vedeți, a avut loc o manipulare teribilă în perioada asta de campanie. Sondaje făcute la 2 zile. Al meu e pe primul loc. Doamna e pe primul loc. Dar ăla n-are nicio șansă. Că de ce să-l mai votăm? Votul util, etc., etc. Nu este adevărat. Îi rog pe locuitorii sectorului, ieșiți la vot. Este o șansă extraordinară pe care o avem odată la 4 ani și sigur că sunt în campanie, nu trebuie să mai demonstrez ce am făcut, alții vor să demonstreze că ar putea să facă ceva. Dar aici aș da un citat din George Orwell, care spunea: atunci când votezi oameni care nu se pricep, care sunt corupți, care sunt vânduți și au toate lucrurile astea, nu ești victimă, ești complice. Bun,
Așa că să nu facem, putea, să lăsăm activele de partid să decidă. Dacă îl citim și astăzi pe Orwell, s-ar putea să găsim mai multe asemănări cu vremurile noastre decât în urmă cu ceva timp, dar nu vreau să elaborez. Îi mulțumesc domnului Liviu Negoiță, lui Mircea de asemenea. Revenim, doamnelor și domnilor, după scurtă pauză. Rămâneți în fața națiunii.